Cam asta e soarta monumentelor de arhitectură în Moldova, în Chișinău și în alte state capturate. În locul lor apar blocuri enorme, geam lângă geam, pentru că nimeni nu le protejează. Și toți rechinii imobiliari corup pe cei care scoate cu cuțitul și iată, li se permite sau li se iartă să distrugă peste noapte monumentele și nu mai rămâne nimic din orașul din Chișinău de altă dată. Au pus perdea, adică e șantier, și după perdea asta au distrus. Asta e strada Veronica Micle, fix lângă primăria Chișinău. Vă imaginați ce se întâmplă în suburbii sau în localități mai departe de organele de control. Dezastru!